15. Proiect de hotărâre privind organizarea circulației în municipiul Pașcani. De acolo proiect. Acum a fost cu este. Inițiator proiect de hotărâre privind inițiatorul proiect de hotărâre primar municipiul Pașcani. Completare cu excepția subordinată. Pentru așa mai trebuie să subordinată. Articolul 10. Se interzice circulația rutieră pe strada Ștefan cel Mare în ambele sensuri de circulație. Pe sectorul de drum cuprins între oficiul poștal și piața Casei de Cultură, cu excepția autorităților din țări publice care vor circula numai cu avizul primăriei în Sfântul Pașcani și autorităților de intervenție, salvare, poliție, pompier, pe perioada determinată cu hotărârii contextul situației de urgență. Și mai aveam la un moment. Perioada determinată. Sau determinată. Sau perioada de viață. Perioada determinată, nu perioada de timp. Nu faci parte să este finalice. S-a închis conform hotărârii contextul situației de urgență. Comitetul de Stabilul Urgenței nu are nevoie de acoperire și față. Să fie acționează în regim de forță majoră. Și de ce l-a luat decizia perioada caniculei să fie de circulație? Păi nu indicatoarele. Oprirea interzisă strada Republicii pe o distanță de 100 de metri față de investiția cu strada 1 decembrie în sensul circulației care coboară, toate logică era în sensul circulației care urcă, cu excepția zilor de duminică, până când se va realiza pagare în zona Bisericii Catolice. Așa e. Biserica, acolo și sunt am pregătit. Ce asta înseamnă? Da, alte modificări, alte... Observați și o constatare. S-a făcut această interdicție de circulație în centrul orașului. Se specifică aici că în situații de urgență, pompieri pot să pătrundă, dar modul în care sunt parcate mașinile, dacă se întâmplă ceva, se poate trece. Deci acolo trebuie și puse niște restricții de parcare în zona în care se lasă accesul. Au făcut semnele respective să... Adică nu are nimeni dreptul. Noi n-am făcut strada ca să vii să parcheze Ion care stă la bloc. Vă înțeleg. Dacă ați văzut pe Ștefan cel Mare, toată lumea care stătea la bloc punea mașina la umbră. Iar cetățeanul stă la 40 de grade să poată în apartament. Știu, domnul, știu. Acum au venit în fața porții și îl întreb. Cine parchează în fața poștii? Am să văd, am luat... Fiecare cum apucă parchează. Pune-m acum semn acolo, semnul interzis. Polițaiul. Păi asta, o să pun polițaiul. Ăla care se ocupă, să pun acolo. Nu că știi că n-are pe unde, că nu... Să punem la vot? Da, vă rog.